La ediția de anul acesta a turneului de judo pentru copii Alina Dumitru au participat peste 400 judoca din toată țara la categoriile de vârstă U20 și U12, sportivii fiind legitimați la 28 de cluburi. Clubul sportiv Muscel a avut în competiție 14 judoca, doar un elev al antrenorului Tiberiu Jinga a ajuns pe podium pe cea mai înaltă treaptă. Raluca Pădureanu a obținut locul întâi la categoria 29 de kilograme. Turneul de judo pentru copii Alina Dumitru a urmărit să scoată din anonimat viitoarele talente ale judoului românesc, având ca simbol și patron al acestui eveniment sportiv pe campioana olimpică și internațională judoca Alina Dumitru. De asemenea, competiția urmărește și verificarea sportivilor înaintea startului calendarului competițional al Federației Române de Judo 2014. La festivitatea de premiere a participat și judoca Alina Dumitru, sportivă care s-a retras între timp din activitate.